Da, sincer, n-aș vrea niciodată să vorbesc despre asta, că nu cred că... Adică, oricum am trecut peste, pentru că am avut un moment mai prost și, nu știu, am avut o discuție cu Antonia și am povestit ei. Și deja am avut o relație, a fost și frumoasă, n-au fost numai momente... Hai, nu-l mai peria, vreau să știu eu ceva. Nu-l periez, ce vrei să știi? De unde până unde te-ai dus tu să te compensezi la Antonia și să vorbești de fost? Chiar nu înțeleg. Păi, dar adică... el nu înțelege că fac... Da, mă, mă întreb! ...niște chestii și o atac acum. Mă, mă întreb, mă! Măi, oameni buni, uitați-vă la voi cum sunteți, stai, Radule. Oh. În loc să înțelegeți că ea a trecut printr-o situație din care... Se poate învăța, să fiți empatici, să vă dați seama că e important să fiți alături unul de celălalt. Eu, personal, în acest moment, înțeleg de ce ea se teme să vorbească. De ce de fiecare dată când o apasă ceva, alege să zâmbească. De frică, probabil. În loc să o judecați, mai bine țineți cont de faptul că nu a fost o poveste tocmai frumoasă de iubire. Și că n-a trecut prin momente tocmai ușoare. Tocmai asta am și spus și le-am spus și fetelor, de fapt Antonii, în primul rând, că am avut multe momente în care eram nefericită și a trebuit să, nu știu, să... mimez într-un fel asta, adică... Dar de ce rămâneai exemple? Acolo? Nu știu, a fost primul meu iubit, am avut o relație de 4 ani și în ultimul an s-au întâmplat chestiile astea, adică... Nu pot să zic... Eu cred că Radu ți-aduce aminte de... Adelina, familia ta știa de toate aceste lucruri? Au aflat între timp, adică... Ce a spus mama? N-am mai fost de acord și s-a încheiat. Doar că eu nu stăteam, adică locuiam în alt oraș, nu locuiam cu părinții mei. 4 ani de zile am locuit în alt oraș. Am făcut școala în altă parte și nu știau tot ce se întâmplă. Doar în weekend când mergeam acasă, asta vreau să spun, că era altă situație. Mama ta nu simțea că nu ești bine? Ba da, ba da, ba da. Ce-ți spunea? Să renunț și asta s-a întâmplat. Doar că pe lângă asta am trecut prin altceva și de asta am avut reacțiile pe care le-am avut mai devreme, că nu voiam să se dea toată conversația. Ideea este că tu trebuie să treci peste. Știu. Adelina, nu mai permite nimănui să te rănească. În niciun fel. Meriți tot ce este mai bun pe lume. Și cu toate astea... Uite, ce ne povestești. Nu ai de ce să accepți ca un bărbat să te jignească, să nu te respecte, să nu te prețuiască la adevărata ta valoare, să nu-ți dea iubire. Tu trebuie să înțelegi toate aceste lucruri. Și poate din asta înveți și tu ceva, Radu. Tu și fiecare dintre voi meritați tot ce este mai bun pe lumea aceasta. Faceți tot ce ține de voi ca să obțineți asta. Nu mai acceptați jumătăți de măsură. Nu. Cum ai reușit să treci peste această relație? Ți-a fost greu? Foarte greu, da. După cât timp, practic, te-ai vindecat? A fost... Am avut relația asta de 4 ani și apoi am mai vorbit cu un băiat din decembrie și până acum, dar n-am fost împreună, adică am fost așa. După, nu știu, un an de zile am fost singură. Băiatul acesta încă te caută, îți spune că te iubește. Da. Nu, nu mă caut acum, nu. Adică, dacă ne-am mai întâlnit întâmplător sau prin cineva, m-a sunat o singură dată de când sunt aici, dar oricum s-a încheiat de mult, el e cu altcineva, a înțeles, am lămurit. Și ce ți-a spus? Nu. Păi... Îi pare rău? Da, că da, da. Încă te iubește? Da, cred. Te-ai gândit vreodată să te mai întorci la acest? Niciodată, nu. Exclus. Puteam. Oricând, doar că... Și totuși, de ce ai mai vorbit cu el? Păi n-am mai vorbit, l-am blocat peste tot, doar că m-a sunat o singură dată de când sunt aici, m-a sunat un prieten comun și mi l-a arătat și m-a felicitat și atât. Și mi-a spus că mă iubește și gata. Ce voiai să afli, Radu, de la Adelina? Dar am să te rog să ai grijă cum te comporți. Dar nu am nicio... Nu am, n-am nimic, n-am zis să... Nu, da, mie mi s-a părut că tragi la răspundere, de aceea te-am oprit. Da, pentru că nu înțelegeam de ce tot se dă lângă Gianina și ce îi spune în loc să vorbească... Pentru că am vorbit mai mult cu Antonia, mai era o parte... Nu ridica și vorbi în figuri cu mine, că e normal să știu. Am mai vorbit... După nebunia mea, așa, în capul meu, eu așa cred, că trebuie să știu eu, nu Antonia, până la urmă, nu?
Ce zici de asta? Poate așa au simțit în momentul ăla, Radu, să-mi spună mie. Adică eu am avut o perioadă de un an de zile în care nici măcar cu prietena mea cea mai bună nu am vorbit, ce am vorbit cu Antonia. Antonia, care eu necunosc. Așa am simțit în momentul respectiv, pur și simplu, că se adunaseră prea multe și am simțit măcar ei să nu să-i dau o explicație, să-i spun de ce mă comport așa. Se confeseze, poate era rușine, teamă. Te simțeai vinovată. Nu neapărat, am simțit nevoia să vorbesc cu cineva atunci și a fost... Nu, mă refer atunci când ai tăcut. Când ai ales să taci, să ascunzi. Da, m-a afectat, nu știu, destul de mult încât chiar nu voiam să... Adică îmi erau de ajuns discuțiile pe care le-am avut cu el și nu am vrut să le mai dezbaci cu altcineva. Iacob, tu la un moment dat o numeai miloagă pe Adelina. Acum auzind povestea aceasta... Înțelegi sincer, de ce are reacție? Înțeleg și de ce îi acceptă toate chestiile astea lui Radu. Ha, mă, mai termină cu mine, că mai tu nici măcar nu înțelegi, că nu mă referi că... Și mie, nu, omule, eu am avut o relație frumoasă la început, s-a întâmplat ceva. Eu am vrut să mă despart, nu a acceptat chestia asta și din momentul în care el n-a acceptat... Tocmai tu trăiești aceeași poveste acum cu Radu, vechea poveste, pentru că mi-ai spus și mie acolo pe canapeaua aia, că Radu e exact am zis ca că și e aceeași meu zodie. Și zodie și tot și de-aia stau cu el că știu cum e și n-am știu cum să-l iau. N-am zis așa, frate, pe bune. Ai zis că îl înțelegi pe Radu. Da, am zis că îl înțeleg că și... ca celălalt. Că avea reacția, adică... A zis că sunt la fel. Radu, fii atent. Dacă vei încerca să discuți cu ea într-un mod decent, cu siguranță vei afla ceea ce-ți dorești. Dar nu o trage la răspundere. Da, aici oricum sigur nu o să-mi spună. Dacă a ales să nu spună văzut tuturor, sigur nu o să-mi spună aici și de-aia nu vreau să sar calul și să o întreb în continuu sau să o trag la răspundere. Probabil o să-mi spună dacă simte ea acasă, dacă nu, o să-mi spună când o să simte ea. Acum nu. Exact. Nu trebuie să pui presiune pe ea. Da. Tocmai ce a spus și dumneavoastră, să se respectă mai mult și să se gândească că merită mai mult. Adică dacă a trăit odată aceste momente, eu zic să nu mai... Nu, tu nu înțelegi de ce compar, ce momente, ce același moment. Exact cum adică ce face Radu cu tine, fost, tu ai mai fost toată tratată. Bă, dar de unde știi tu ce am face? Am fost tratată foarte frumos, că altfel n-aș fi stat atâta timp. Aia? S-a întâmplat ceva, gen am avut, nu știu, un motiv pentru care eu am simțit că trebuie să mă despart de el, el n-a acceptat chestia asta și în ultimul timp, adică eu am plecat, stăteam cu el în casă, am plecat, am fugit. N-am plecat? Da, am înțeles că din violență ai plecat, da. Nu mă bătea. S-a întâmplat odată de două ori, gen, dar asta după ce ne despărțisem, ca idee. Crezi că Antonia te înțelege cel mai bine dintre toate fetele? Nu, cred că sunt printre singurele care n-am condamnat-o până. Da. Dar nici eu n-am condamnat. Toată lumea. În afară, nu. Antonia și Gianina, nu. Rest. Alina... Celelalte fete te-au Adelina judecat. Adelina ți-a spus de atâtea ori că e alegerea ta ce da, faci. Da. Te-am condamnat cu ceva, deci nu mă... Antonia, Adelina, da. Cine te-a judecat? Celelalte fete, da, adică nu știu, Antonia a fost singura care m-a înțeles în cea mai mare parte și Gianina uneori. Deci să înțeleg că i-ai spus Alinei, Antonia... A, nu, nu, Gianina nu știe povestea mea, mă refer că m-a înțeles așa, de ce, nu știu, de ce mă comport așa. În relație cu Radu. Probabil judecă comportamentul povestea. A, comportamentul. Vezi, nu mai bine spuneai tu asta de la început, când tot de ce se spune cerea, de ce te comporți așa? N-am povestit nimănui, pentru că nu-mi place să povestesc, da? E o chestie pe care nu... Trebuia să spui motivul de ce te comporți așa, era simplu. Așa că nu judecați, nu neapărat să povestești. Că nu știți. Păi dar tu nu ți-ai dat să... Păi interesează părerea ta și de asta normal, nu care nu poți... Păi tocmai de-aia te-au judecat. Am și motivele mele. Fiecare om are motivele lui. Exact. Da, uite, Alina a spus un lucru foarte important acum. Nu judecați lumea dacă nu știți. Exact. Da, nu știu, dacă nu știi ce-o trăit, nu poți să judeci. Bravo, pentru că nu se știe niciodată. Voi băieți, din păcate, aveți tendința de a arunca cu noroi în fete. Asta este realitatea. Ar trebui să încercați să vă cunoașteți unii pe ceilalți. Să vă cunoașteți poveștile. Să încercați să aflați ce se ascunde în spatele reacțiilor lor. Faptul că Adelina zâmbește atunci când este tristă înseamnă că ascunde ceva. E o mască. Aflați de ce face asta. Ca să vă cunoașteți între voi. Eu v-am să spus că e o femeie puternică și mă scuzați că v-am întrerupt. Te rog. Eu v-am spus de ieri că este o femeie puternică. Da. Nu vă mai reproșați lucruri, nu vă mai criticați între voi. Încercați să vă descoperiți, să aflați unul despre celălalt lucruri. Mai târziu s-ar putea să vă pară rău, pentru că o să aflați diferite povești. Exact.
Și vă veți simți vinovați pentru modul în care voi acționați fără să știți. Ile, tu ai avut o viață destul de dificilă. Auzind povestea Adelinei, ce ai simțit? Să-și facă freză. Știu că mie mi-a povestit. Dar nu știi tot. Asta nu înțelegeți, că nu știe nimeni tot decât Antonia. Câte zile atunci, dacă tot... Păi nu, dar... Că... Deci n-am avut o relație toxică în totalitate. A început frumos, a fost frumos, da. Doar asta... că la un moment dat s-a întâmplat ceva, mai ce? Nu știu. Mă, dacă zici de 10 ori s-a întâmplat ceva, Cristina, mă, nu vrea să spună și da. Înțeleg că nu vrea să spună. Nu poate. Ce mai vrea să spună chestia? Îmi păsești un loc, nu vrei să vorbești. Pentru că la un moment dat trebuia să spună. Nu vreau să se înțeleagă că am fost jignită 4 ani de zile sau așa mai departe, că n-a fost așa. Da, bine, nu vrei să spui, nu spui. Nu te obligă nimeni. E regulă. Zile. Sincer, chiar dacă au spus că cumva am judecat-o cu Radu, nu am judecat-o niciodată. Tot timpul i-am spus că faci ce vrei și faci ce simți și de fiecare dată i-am spus că până nu se dă ea cu capul, nu o să poată să o întoarcă nimeni. I-am spus de fiecare dată. Tu, de aceea ai încercat să o ții departe de Radu? Ți-a fost teamă că va retrăi lucruri din trecut? Nu am încercat să o țin departe. Am încercat... Să nu mai fie cu mine. Să... Nu știu, câteodată să-și dea seama ea. Să o protejezi. Să ia altă atitudine. A, dacă stau să mă uit așa, te-ai cam potrivit cu ea tu așa. Să-și dea seama de... Consider că faci aceleași greșeli ca și în trecut? Nu cred că sunt aceleași greșeli, că e total diferit față cum e acum cu Radu și cum mi-o povesti mie că era cu acel băiat. E prea permisivă? Da. Bravo, Diana! Îi... Este, domnule, da! Cristina. Îi permisivă, dar orice, e genul de persoană, din câte știu eu, e genul de persoană care trebuie ea să vadă. Și asta am spus de atâtea ori, ea până nu vede și dă cu capul și nu se satură ea, degeaba îi spune oricine orice. Mergem mai departe, pentru că această poveste ne-a întristat puțin. Pentru că văzând-o pe Adelina așa cum este, îmi dau seama că a trecut prin multe. Foarte. Sunt convinsă că de acum încolo tu vei ști cum să tratezi anumite situații. Am încredere în tine. Ne? Da. Haideți să mergem mai departe. Pentru că este sâmbătă, vă voi spune topul favoriților. Atât în cazul fetelor, cât și în cazul băieților. Voi începe cu fetele. Și vă voi spune cine sunt cele mai votate 3 fete în ordine aleatorie. Adriana. Mulțumesc din suflet tuturor. Mulțumesc. Vă iubesc. Ile. Mulțumesc frumos tuturor! Adelina! Vă mulțumesc din suflet tuturor! Haideți să aflăm cine sunt cei mai votați 3 băieți, tot în ordine aleatorie. Radu! Vă mulțumesc, nu mai aplaudați așa tare, nu-i problemă. Vă mulțumesc vulturii, susținătorii lui Radu, diavolii lui Radu și publicului de acasă că ne votează, mă votează în număr cât mai mare. Vă pup și vă iubesc. Iacob. Vă mulțumesc frumos tuturor și să mă votați în continuare. Alexandru. În primul rând vreau să mulțumesc grupului de susținere Armata lui Alex, și Brigada lui Alex și inclusiv celorlalți susținători. Vă pup și o să dăm cu tunul în ei. Când o să afle ce ai făcut, nu o să ne voteze. Bine. Hai, vede. Știi ce a spus Adelina? Nu. Când or să afle ceea ce ai făcut, n-or să te mai voteze. Asta era fix. Am vorbit chiar singură. Pe de-a pe parcurs. Domnișoara, că... Mă cunosc că totuși sunt bine în sezonul 3, știu ce comportament eu am. Eu am spus. Eu am spus. Da, nu! La cine te referai? La Alexandru. Da, de mine. Nu, cum să zic de tine. Da. Am spus, m-am referit la faptul că e foarte urât ce a făcut. Adică Alina nici măcar nu a făcut ceva greșit sau nu știu, nicio ambiție încât să aducă mesaje cu ea. Mi se pare
penibil. Se numește același... Adică, în momentul respectiv când au vorbit ce au vorbit, erau împreună și se înțelegeau. Și nu trebuie să atâta atace. Atâta timp cât mi s-au adus niște aberații. Nu există, nu există. Ba, există foarte clar, pentru că m-ați atacat. Dar ați vorbit la momentul respectiv, erați împreună. Ascultă-mă un pic, te-am ascultat. Atâta timp cât i-am zis de o săptămână că eu nu te mai caut, te rog, lasă-mă în pace. În momentul în care în gala respectivă mi-am asumat și mi-am luat tot în spatele meu, în cârca mea, și am lăsat-o pe ea în pace ca să fie ea văzută bine, îmi cer scuze. Asta da, fiți atenți cum facem. Vom dezbate mâine toate aceste subiecte și multe altele. Îi invit pe cei de acasă să rămână alături de Canal D. Noi ne revedem mâine de la ora 16. Seară bună! Videouri cu tine, unul cu Adriana și celălalt cu Antonia. Dăm video? Nu. Zi. De ce nu? M-am cam săturat și Radule, să știi, să... Crezi că tu îl plăceai pe omul ăsta pe ascuns și nu ți-asumai și ieri o recunoscut și el chestia asta, despre ce vorbim? Eu vă cred că sunteți în video și veniți și dați mine cum că mă comport eu, că fac eu către Giu. Dar prima dată uitați-vă, frate, în grădina voastră și după aia veniți și vorbiți de mine. Acum vrea să scape de mine pentru că s-a săturat să-i mai sară lumea în cap. Că tu ești acolo ca să o ajuți pe Adelina. Da, vreau să o ajut să se convingă odată. Tu nu ai ce să cauți aici oricum. Ți-am dat atenție, ți-am dat atenție că nu ți-a dat nimeni toată viața. Întrerup de atunci și a zis că o să se schimbe, nu s-a schimbat. Ai rămas cu ele, ia și... N-am rămas cu ele, am rămas singură, n-am nevoie nici de tine și nici de ele. Radule, abia aștept ziua în care toate aceste femei pe care tu le-ai curtat se vor întoarce împotriva ta, dar toate și o să stau așa. Tu te-ai uitat la tine cum arăți... Ce defecte am? Nu ești leșinat, curge pielea pe tine. Pune-mă, lași cu strategia că m-a furcat. Strategiile vieții. Bă, dar ce te bași tu? Pleacă de aici. Nu pleacă de aici, că nu vă mai primiți să mă atinge, să mă mai apropiați, să faceți gesturi, să stați cu minți. Nu-ți da arfă, nu-ți da arfă și aruncați-o pe stomacul vostru. Mă votez mereu pentru că mă deranjează. Pentru că mi se pare o persoană foarte perversă. Cel care va proteja casa și va deveni liderul suprem în săptămâna viitoare este... Pentru a vă abona, apăsați aici. Pentru a viziona mai multe filmulețe, apăsați aici sau aici.